Salutare, dragi prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi avem un clipuleț cu un update la proiectul Project Pen Lipstick. Este update-ul cu numărul 2. Este proiectul care l-am început în anul trecut și vreau să vă arăt ce rezultate am în acest proiect și să începem cu primul ruj care este acesta de la Ori din gama Giordano și am nuanța Rose Petal. L-am folosit de 10 ori, așa arată această nuanță, l-am folosit și pe post de far de obraz cremos și îmi place foarte mult și ca ruj este destul de ok, mie îmi plac rujurile de la Oriflame din toate categoriile și The One și One Color și Jordani Gold sunt destul de ok, aș zice eu și așa arată nuanța la acest rujuleț, cu el mi-am atins scopul. Următorul ruj este de la Wet and Wild este acesta care are nuanța Blushing Bali și cu el mi-am atins scopul, l-am folosit și pe el de 10 ori. Este destul de drăguț, eu zic că este o nuanță foarte ok pentru zi, nu este foarte pigmentată și dacă o folosești într-un singur strat pe buze arată destul de ok. Îmi pare bine că și el și cu el mi-am atins scopul. Următorul ruj este cel de la Even din gama aceasta Legend Mat și am nuanța Perfection. Din păcate, pe el l-am folosit doar de 3 ori în luna decembrie și arată așa nuanța, este destul de drăguț, îmi place foarte mult și îmi place în ultimul timp rujurile să le tapotez cu degetul pe buze și arată foarte, foarte natural și drăguț. Cam așa este nuanța lui. Mă voi bucura în continuare de el. Următorul este rujul de la Feverlic și este acesta. Nu are o nuanță, doar are un număr la articol 40083 și el este destul de drăguț. Mi-am atins scopul cu el, l-am folosit de 10 ori și îmi pare bine că prin acest proiect încep să-mi redescopăr rujurile pe care le am în colecție și să mă bucur de fiecare nuanță în parte, așa arată el și l-am folosit și pe dânsul cu mare drag și ultimul din acest update este acest luciu de la Evelyn Cosmetic Extreme Shine Lip Gloss eu am nuanța 06 Baby Nude nu știu dacă veți observa, aici este nuanța 06 Baby Nude L-am folosit și pe el de 10 ori, nu mi-a fost greu, l-am mai folosit și pe post de balzam, nu prea am, îmi place culoarea la acest luciu, doar ca să folosesc un creion ceva mai închis de subt, dar când îl aplic pe buze se fac, nu se aplică uniform, se lasă părțile fără luciu, nu știu din ce cauză, cu toate că este destul de drăguț. Vedeți că are și sclipici în el, dar nuanța pot să o mai dreg cu un creion mai închis, dar calitatea, nu știu de ce, nu-mi place la acest luciu, dar îl voi mai ține în colecția mea și îl voi folosi ca post de balzam sau voi vedea. Și acum să vă arăt ce rujuri intră pentru următorul update în acest proiect. Primul este acest luciu de buze de la Oriflame din gama de One, 5 in One Color Stylist și eu am nuanța Pink Charm. Ăsta este la fel drăguț, l-am mai folosit mai des și pe el. Și să vă arăt nuanța. Cred că îl voi folosi mai mult pe post, pe post de balzam. Cam așa este nuanța lui. Voi vedea, cred că va trebui să fac și un declutter în colecția mea de rujuri cu toate, că nu prea vreau să mai arunc nimic din ele, dar sunt rujuri care dacă se vor schimba și la calitate și la miros, va trebui să mă despart de ele. Următorul la fel este un lip gloss și este acesta de la Essence Shine 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 și eu am nuanța 21 Deep Red Love. Nu prea-l folosesc, fiindcă nu prea îmi place culoarea, dar voi vedea. În combinație cu un creion, am să încerc să-l folosesc. Nu este nuanța mea acest luciu, dar îmi place care are sclipici și cred că voi încerca să-l tapotez în așa fel ca să mai estompez din nuanța aceasta închisă Eu nu iubesc astfel de rujuri atât de închise, cu toate că am în colecție, dar le folosesc foarte rar și datorită acestui proiect, desigur că va trebui să le folosesc pe toate. Următorul este acest ruj de la Catrice, mai bine zis este un lip balm, am nuanța 020, eu uh, cred că îl voi folosi ca ruj, o nuanță foarte drăguță și la fel este cu sclipici, îmi plac aceste rujulețe de la Catrice. Și să vă arăt și aici nuanța, eu desigur că am să-l folosesc ca ruj, uitați-vă ce nuanță are, destul de drăguță. Și ultimul ruj care intră în acest update este rujul Butter gloss de la NIX nuanța Tiramisu. Îmi place foarte mult, l-am folosit de două sau de trei ori de când îl am și îmi place extraordinar de mult și nuanța și cum se comportă pe buze. Și mă bucur foarte mult că a intrat el în în acest proiect și îl voi folosi cu mare drag și cam acestea sunt rujurile care trebuie să le folosesc de 10 ori. Acestea sunt nuanțele destul de drăguțe, aș zice eu. Mai sunt și excepții, dar voi încerca eu cumva să le folosesc. Desigur, vă aștept în continuare pe canalul meu și vă doresc tot ce este mai bun și mai frumos.